Se pare că au existat foarte multe situații în care notele au fost identice și vom avea de-a face în Gala Laureaților din acest an cu doi câștigători ai unui premiu. Se întâmplă, iată, și cu premiul al treilea la categoria soliști instrumentiști și am să-i invit din nou la microfon pe doamna Roxana Daniela Gibescu din partea casei de discuri Elect Record. Așadar, cel de-al doilea câștigător. Da, așa cum v-am spus, concurența a fost acerbă, deci premiul 3 a fost obținut de o tânără frumoasă, talentată, din județul Vâlcea, o naistă, care se numește Amelia Vasilica Căpruci. Amelia Vasilica Căpruci, din Sibiu. Din Sibiu, felicitări. Felicitări. Cu toate că este vâlceancă, iată, a obținut un premiu al treilea aici, îmbrăcată fiind în costum ardelenesc. Te rog dacă vrei să ne spui câteva cuvinte. Bună seara, în primul rând. Aș dori să mulțumesc juriului pentru susținere, domnului Nicu Crețu și orchestrei, pentru că m-au susținut foarte mult și, nu în ultimul rând, părinților de acasă. Îi salutăm și noi, o fată extrem de talentată, succes mai departe. Așadar, Amelia Căpruci din Sibiu, succes! Amelia Căpruci, felicitări! Felicitări, premiul al treilea la secțiunea soliști instrumentiști.